Bună seara și bine ați venit. Sper că mă puteți auzi bine. Bun. Cred că este momentul să începem. Am zis să mai așteptăm puțin până când mai sosesc poate și alți invitați care au fost reținuți la servici. Postam, da, sau la o bere. Postam acum 2-3 săptămâni câteva detalii despre eveniment și începeam cu fraza "It's that time of the year". Iată-ne din nou la o nouă ediție, ediția noastră anuală, conferința noastră anuală dedicată tehnologiei pentru comunitatea IT din Craiova, Keyboards and Mice. Numele meu este Dan Tusaliu, reprezint iQuest, sunt general manager în cadrul business unit-ului axat pe servicii software și mă bucur să fiu astăzi seara aici alături de voi în număr atât de mare și sperăm să avem o seară agreabilă în care fiecare din noi să plece cu ceva lucruri noi în zona aceasta de dezvoltare personală și să împărtășim idei între noi. Acum, aș vrea să spunem de la bun început scopul, de ce ne aflăm aici sau de ce mă aflu eu aici. Eu în seara aceasta o să fiu doar un simplu facilitator, o să fie alți colegi de-ai mei sau alte persoane tehnice care o să aibă prezentări de interes pentru voi. Vreau să spun câteva cuvinte despre cum am ajuns aici și de în ce cauză se întâmplă Keyboards and Mice și să vă dau câteva detalii organizatorice, logistice. Am ajuns să avem evenimentul Keyboards and Mice pentru a patra oară la rând, este al patrulea an când îl organizăm. S-a născut cumva dintr-o dorință și a mea personală, mapată cu dorința firmei iQuest de a susține comunitățile locale acolo unde avem centre de dezvoltare. Scopul a fost acela de a împărtăși idei între noi, de a ne dezvolta personal, de a crea o comunitate care să discute și totodată cumva să impulsionăm și alți colegi foarte buni tehnici, dar care poate nu au avut șansa să prezinte, să trecem și peste partea aceasta de speaker, poate și cumva istoric, dacă ne uităm la școala din România, de multe ori noi cum am crescut, cum din păcate se întâmplă chiar și astăzi, primim teme, totul se întâmplă unilateral, nu prea sunt proiecte de echipă, nu prea vorbești în fața clasei și atunci să trecem și peste această sincopă sau un lucru care nu e foarte, foarte comod de a vorbi în fața altor colegi. Partea de comunitate și cumva împărtășire de idei, iarăși ne dorim foarte mult să se întâmple, venea rezona cumva acum 4 ani când am decis să facem astfel de eveniment care s-a întâmplat prima oară în Craiova. Observasem și eu în alte centre universitare tot felul de meet-up-uri, de discuții care aveau loc între persoanele tehnice și nu conta foarte mult de la ce firmă erau acele persoane și atunci ca o mânușă s-a potrivit cu ceea ce doream să fac și având susținerea iQuest în a investi în astfel de acțiuni. Scopul este totodată să ne simțim și bine și o să vedeți că o să avem, nu o să lungim foarte mult prezentările, dorim să fie și interacțiune la coffee break-uri care o să fie pe parcursul serii, o să ne întindem cât dorim noi, deci nu o să fie neapărat foarte strict, cel puțin în partea a doua a prezentărilor, dar mă bucur că am ajuns aici și că putem să avem subiecte interesante. O să spun pe scurt despre ele și colegii mei o să detalieze. Ce mai avem astăzi seară ca și noutate? La prima ediție eu prezentam câte ceva despre iQuest. Era lansarea iQuest Craiova. Acum 4 ani jumătate începeam în Craiova cu un nou birou. Acum, la ediția a doua, cred că am dat câteva detalii legate despre piața din Craiova și piața din România, iar anul trecut vorbeam puțin de megatrends, de tendințe și de piața internațională, cam cum se dezvoltă. Și de fiecare dată ne-am propus în cadrul evenimentului să venim și noi, iQuest, cu ceva nou și de data aceasta o să insist puțin pe zona de inovație. Dacă ne uităm, IT-ul în România, cel puțin după Revoluție, a fost foarte mult și este foarte mult încă în zona de servicii și outsourcing, dar după 25 de ani plus, cred că este cu atât mai bun momentul și vedem deja reușite foarte mari în a ne îndrepta spre produse, spre valoare adăugată mai mare. Acumulările acestea de atâția ani, cred că
ne ajută să facem o diferență și să ieșim și noi în Europa și în lume, mai ales cu idei și produse proprii made in Romania. Astăzi, dacă anul trecut, cred, cei care au fost prezenți, era colegul meu Tibi, care vă prezenta ceva de augmented reality, mi-aduc aminte discuția dacă să prezinte cum se uită la o balerină sau la un robot industrial. Până la urmă am ales robotul industrial pentru eveniment. Astăzi am venit cu ceva în zona de mobile development. Ați văzut și voi la înregistrare, ați primit un link de unde să downloadați aplicația și din perspectiva customer engagement-ului ne dorim foarte mult să dezvoltăm mai departe această aplicație mobilă. În momentul de față avem doar pe Android și iOS, oricum reprezintă majoritatea covârșitoare a pieței. Acolo o să aveți și parte de feed, o să avem și, sunt deja link-uri cu evenimentele Keyboards & Mice din trecut și agenda, speaker și știți QR code-ul la intrare, iarăși ca bilet de intrare. Este un produs iQuest, este un produs care l-am făcut în câteva săptămâni, sub două luni, împreună cu colegii care nu erau asignați în proiecte. Un lucru care îmi place foarte mult este partea aceasta antreprenorială, v-am zis, de produse și ne dorim să dezvoltăm și mai departe, nu o să insist acum, dar în zona de mobile development și nu numai iQuest are o tradiție destul de mare. În edițiile trecute n-am zis nimic despre iQuest, îmi permit de data aceasta să spun două cuvinte, mai ales că mi-am dorit pentru evenimentul de astăzi și eu și colegii să avem un mix de persoane și din afara iQuest-ului, nu doar prezentatori din iQuest. Aici aveți câteva detalii despre noi și mulțumesc firmei încă o dată că se implică în organizarea de astfel de evenimente. Mă bucur că în ultimul timp sunt și în Craiova deja din ce în ce mai mult de astfel de evenimente, adică firmele, deși reticente la început, trendul acesta setat a ajutat și sunt din ce în ce mai multe evenimente. Da, suntem o firmă cu headquarter în Frankfurt, dar majoritatea oamenilor tehnici îi avem în România. Evenimentul Keyboards & Mice, de fapt, se și desfășoară în toate locațiile noastre, adică Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu, Craiova și cele patru principale, având birou și în București. Acum, referitor la ce spuneam, partea de inovație și trenduri și cum încercăm și noi să fim acolo unde duce piața, vedeți aici câteva zone în care noi investim foarte mult. Unele din aceste zone sunt acoperite chiar cu produse și puteți oricând, spre exemplu, în zona de smart work space să accesați și aplicația noastră Workibo, produsul iQuest. Ne dorim foarte mult și noi și facem pași rapizi în a ieși din zona aceasta pură de application development printr-o diferențiere în zona de design și usability. Cred că toată lumea deja este conștientă de cât de importantă este partea aceasta. Și pe de altă parte, foarte mult în zona de Internet of Things, mobility și partea de customer engagement și e-commerce, care vedem și noi cât de mult s-a dezvoltat în ultima perioadă. Sunt niște trenduri, sunt niște megatrends pe care noi le urmărim și investim constant și unele dintre ele le transformăm chiar și în produse proprii. Un snapshot de clienți ai iQuest, nu o să insist. Ce mi se pare interesant este că dacă lucrezi pentru firme mari, acestea au și bugete de R&D și am reușit de fiecare dată să facem, evident, există și proiecte legacy, nimeni nu poate să zică, dar având și departamente de R&D, poți să intri și să lucrezi pe proiecte noi interesante, cu tehnologii interesante. Și așa, ca idee, mi-aduc aminte anul trecut când am livrat proiectul Tombra, este cea mai mare firmă de sorting machines, când vă duceți la hipermarket și vă puneți să reciclați sticle, cans și alte lucruri, am reușit să conectăm toate mașinile care le-au în toată lumea și după aceea poți să faci predictive analysis, când se strică ceva, când se umple, să vii să golești. Mi-aduc aminte un experiment personal, mai nou, smart cities, ai coșurile de gunoi, nu mai vine nimeni să le curețe. Când are un senzor, când a ajuns coșul de gunoi aproape plin, sunt niște țevi prin asfalt, pe trotuar și cineva de la distanță comandă și s-a golit coșul de gunoi. Deci sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri frumoase. Un alt client important pentru noi și tot în zona aceasta
destul de nouă ca și tehnologie, RWE, now se numește InnoG, spin-off-ul, smart home automation, stingi lumina, pornești căldura, stingi un calorifer de la distanță. Mi-aduc aminte și colegii de aici din Craiova, cum creează cu prize inteligente, cum testează pe mașini de spălat sau alte ustensile. Bun, cam atât în mare despre noi. Revenim la seara aceasta. Aici am pus pe slide colegii care o să fie prezentatori, speaker în seara aceasta. Prima prezentare o să fie a lui Gabi. Gabi este colegul meu în iQuest Craiova, pasionat de tehnologie. Iulian este un prieten bun care este oltean, dar conjunctura l-a făcut să lucreze în București. O să spun despre fiecare câteva cuvinte la momentul respectiv. După aceea, după o pauză, un coffee break, o să prezinte Mihai, iarăși un prieten bun și fost coleg. Și Mihai lucrează în București, dar a făcut facultatea în Craiova și nu la sfârșit, dar este la sfârșit, dar cu o prezentare foarte frumoasă o să fie și colegul meu din iQuest, Bogdan. Iar după aceea o să avem un coffee break mai mare și o să trecem la partea a doua. Partea a doua înseamnă sesiuni interactive. O să avem 3 sesiuni interactive. Bogdan o să rămână în sala aceasta, o să discutăm mai târziu, o să primiți informații și pe aplicație pentru un interactive session. Și o să avem alte 2 săli, cei care ați fost anul trecut și știți, sau cu alte ocazii aici știți și unde sunt plasate, în care o să avem un interactive session legat de reactive programming și acolo o să fie colegul meu Andrei din Brașov, care o să fie facilitator. Și o să mai avem încă un interactive session, poate nu neapărat în zona pur de coding, dar să vedeți și alte elemente care contribuie la succesul dezvoltării unui proiect și nu ne-am gândit poate tot timpul sau nu știm cum să abordăm astfel de elemente. Acolo o să fie cumva moderatori sau facilitatori Bogdan Popescu și Radu Enache împreună cu restul colegilor care vor participa. Încercăm să ne ținem de program, să vedem dacă reușim. Prima pauză de cafea o să fie după primele 2 prezentări, după aceea urmează 2 prezentări și încă o pauză de cafea înainte de interactive sessions. Cam acestea sunt în mare ingrediente sau ce ne propunem astă seară. Acum, ora 22, dacă sunt lucruri interesante pe care le discutăm, nu avem neapărat o oră la care trebuie să plecăm de aici, deci vom vedea la momentul respectiv. Bun, acum o să-l invit pe colegul meu Gabi. Ați văzut titlul, nu știu despre Azure Cognitive Services, nu știm exact câți dintre voi știu despre astfel de lucruri, au lucrat cu așa ceva. Din perspectiva mea, este un domeniu de importanță majoră. Deja vedem artificial intelligence, machine learning, augmented reality și nu neapărat că se folosește la Pokémon sau alte jocuri, dar în zi de zi putem să vedem astfel de lucruri care se întâmplă în jurul nostru. O să las pe Gabi să ne prezinte câteva detalii și sunt convins că o să fie de interes. Vă mulțumesc! O seară bună!